Bună ziua, sunt doctorul Alexandru Rafila și aș dori să arăt tuturor părinților, dar și cadrelor didactice și personalului nedidactic din școli, cum se realizează un test rapid pentru detectarea infecției COVID-19 din salivă. Astăzi vă prezint testul New Gen Bioengineering, care va fi distribuit într-o bună parte a școlilor din România pentru testarea periodică. A elevilor. Trusa Newgen despre care discutam are patru componente. Este vorba despre caseta de reacție, este vorba de un tub care conține o mică cantitate de lichid, în care ulterior se va adăuga saliva provenind de la copil, pipeta cu care se realizează această manoperă și un capac picurător care va ajuta la distribuirea lichidului în care s-a dispersat saliva provenind de la copil, în caseta de reacții. Avem de asemenea la dispoziție un mic păhărel de hârtie în care rugăm copilul să scuipe și să avem practic produsul din care facem această reacție. O să rog pe Rareș să scuipe în acest pahar de hârtie. Rugămintea este ca totdeauna când face acest lucru, copilul să nu fi mâncat înainte, iar dacă a mâncat cumva înainte, să se clătească cu apă și să scui pe o cantitate suficientă încât să se poată recolta trei picături de salivă. Te rog, Gradeș. Mulțumesc! Asta este pipeta cu care recoltăm Saliva. Am recoltat saliva. Se deschide tubul de reacție care conține un lichid. Acest lichid extrage, practic, virusul din saliva copilului, dacă există, bineînțeles. În lichid se introduc 3 picături de salivă și se se trage de câteva ori încât se curețe pereții, practic, să se curețe pereții pipetei. Pipeta se așează lângă paharul de hârtie, se acoperă tubul de reacție cu un capac picurător și se mai strânge încă de câteva ori încât lichidul să fie bine omogenizat. Recomandarea este că acest lucru se facă de 5 ori, strângerea porțiunii inferioare în care se găsește lichidul de extracție și saliva copilului. Se deschide caseta de reacție. Acest lucru se poate realiza în acest moment, dar se poate realiza și la începutul procedurii. Această casetă de reacție are o fantă unde se vor turna trei picături din amestecul, din tubul pe care tocmai vi l-am arătat, după care se așteaptă un interval de timp între 15 și 30 de minute pentru a vizualiza rezultatul acestui test. Deci, pun caseta de uh, testare pe masă. Această, acest tub care are acest capac picurator funcționează la fel ca și o pipetă și distribui trei picături, 1 doi, trei picături în caseta de reacție și practic testul este terminat din punct de vedere al manoperei și acum trebuie să așteptăm să vedem rezultatul testării. Prima linie care se va colora va fi linia de control care arată că testul a fost efectuat corect iar dacă linia de testare nu se vizualizează este clar că este vorba despre un test negativ. Dacă apar două linii, atât în dreptul literei C, adică control, și când în dreptul literei T, adică test, atunci discutăm de un test pozitiv și copilul dumneavoastră este infectat cu noul coronavirus. Nu aveți altceva de făcut decât să anunțați școala sau medicul de familie despre rezultatul acestui test, care urmează să fie confirmat ulterior printr-un test PCR. Și acum puteți să vedem. La nivelul acestui test, cum arată un test negativ, este caseta de reacție care demonstrează că testul este valid. S-a colorat linia de control, dar nu s-a colorat linia de la test. Vă mulțumesc și sper că ceea ce v-am prezentat astăzi va fi de folos dumneavoastră, ca și părinți, dar și tuturor celor care doresc să ajungem cât mai repede la o viață normală.